Hi guys, sunt Avi de la Brand Emotion, Brand Minds, mă știți din foarte multe proiecte. Astăzi am primit un task să vă spun 3 sfaturi pe care trebuie să le aplici pentru a evolua în carieră. Așa că, din punctul meu de vedere, vă voi spune exact care sunt cele mai importante lucruri pentru mine. Numărul 1 pentru mine este să fii serios. Când înseamnă să fii serios, când spun să fii serios, spun 1. Să nu promiți mai mult decât poți face, să-ți asumi ceva ce ai făcut și să continui să livrezi la acel nivel calitativ pe care ai obișnuit oamenii care lucrează cu tine. Al doilea sfat pe care l-aș da este să-ți găsești pasiunea. Este foarte, foarte greu să faci un job care nu îți place și să trăiești 8, 9, 10, 15 ore sau mai mult decât atât ani de zile să faci ceva ce nu-ți place. Mai bine câștigi la început mai puțin bani, dar să faci ceea ce îți place. Și când spun să-ți găsești pasiunea aia care să faci ceea ce îți place, este acel lucru pe care îl faci în fiecare zi, în care îți vine să te trezești la ora 5 dimineața, astfel încât să te trezești mai repede, să poți să îi dedici mai mult timp. Iar al treilea sfat pe care vi l-aș da, tot așa din punctul meu de vedere, pentru că nu este un răspuns universal valabil sau un sfat universal valabil, ar fi să fii curios. Vorba lui Einstein, el spunea că el nu este un om smart, ci pur și simplu este un om curios. Și curiozitatea naște de obicei de dezvoltare și dezvoltare în toate domeniile. De exemplu, vă dau un exemplu personal, sunt curios în art, adică pe lângă ceea ce fac zilnic, ce fac on a daily basis ca și job, zilnic studiez art și tot ceea ce învăț în artă văd că pot aplica și în brand și sunt curios și în fiecare zi descoper noi artiști și noi opere. Așa că acestea au fost cele 3 sfaturi ale mele. Bye!